Populația a început să conștientizeze faptul că donarea de sânge este vitală pentru cei care se află în stare gravă. După o bună perioadă de timp în care numărul donatorilor, dacă abia atingea pragul de 30, acum din ce în ce mai multe persoane se prezintă la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Iași. Și donatorii vindecați de COVID-19 vin pentru a dona plasma necesară pacienților aflați în terapie intensivă. Acești donatori de plasmă, presupunând că este bogată în anticorpi, datorită faptului că au trecut prin această infecție cu SARS-CoV-2, până în prezent a donat un număr de 27 de persoane, dintre care 10 persoane au donat prin procedura clasică, recoltându-se sânge total din care ulterior s-a obținut o unitate de plasmă, și 17 donatori care au donat prin procedura de afereză. Este o procedură mult mai avantajoasă din punct de vedere al numărului de unități care se pot obține, pentru că de la un donator, prin această procedură, se obțin 600 de mililitri. Legislația în vigoare prevede anumite cerințe minime pentru admiterea ca donator vindecat de COVID-19. Mai exact, donatorul semnează un consimțământ, trebuie să prezinte documentele care să ateste istoricul de infecție cu SARS-CoV-2, respectiv încetarea riscului de transmitere a bolii. Se vor avea în vedere și criteriile standard pentru donarea de sânge total sau de plasmă, conform legislației naționale. Chiar în cursul zilei de astăzi am avut doi donatori. Unul dintre aceștia a donat sânge total, celălalt a donat prin procedura de plasmafereză. În ceea ce privește adresabilitatea, trebuie să recunosc că suntem foarte mulțumiți datorită faptului că în ultima perioadă de timp adresabilitatea a crescut chiar neașteptat de mult. Îmbucurător este și faptul că numărul donatorilor de sânge a crescut în ultima perioadă. Au fost și zile cu un număr mai mare de donatori. În general am constatat că la sfârșitul săptămânii, deci vinerea, în general numărul donatorilor crește. Vinerea trecută au fost peste 60 de persoane care au donat. În ultimile două zile, numărul celor care a donat a fost undeva în jur de 45 de persoane. Însă este foarte bine că în acest interval de timp se derulează și o campanie de donare de sânge. Chiar astăzi avem plăcerea și bucuria să avem lângă noi reprezentanți de la ISU. Condițiile pentru a fi un donator eligibil au rămas aceleași. Persoana să aibă o greutate de minim 58 de kg, să fie sănătoasă din punct de vedere clinic și să nu sufere de boli cronice sau infecțioase.